onorată asistență, avem quorum asigurat pentru desfășurarea ședinței în condiții regulamentare. Propun atenție dumneavoastră proiectul agendei ședinței din 13 iulie de la ora 13 și încă și vineri data de 13. Avem inclus în ordine de zi trei subiecte, dacă sunt propuneri pe marginea ordinii de zi, stimați colegi. Dacă nu, eu să mai propun un subiect suplimentar și am să vă rog dacă este posibil să-l includem al doilea în ordinea desfășurătorului noastre. Este vorba de subiectul cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune Prime, urmarea plângerii depuse de către domnul Bugaradu. Dacă sunteți de acord, stimați colegi, cine este pentru aprobarea în totalitate a ordinii de zi a ședinței noastre, rog să votăm. Unanim, vă mulțumesc. Subiectul numărul 1, doamna Elena Merjan, vă rog mult. Bună ziua, stimați membri, domn președinte. La 24 mai 2018, în temeiul articolului 37, alineatul 3, litera A, din codul audiovizual și condițiile la autorizația de retransmisie, a fost monitorizată activitatea distribuitorilor de serviciu Spice Media. Monitorizarea a avut drept scop verificarea respectării cerințelor legislației din domeniul comunicației audiovizuale, a condițiilor la autorizația de retransmisie și a deciziilor CCA. Spice Media, fondatarea studioului de televiziune Spice Media din satul Susleni, raionul Orhei, retransmite contra prevederilor articolul 9 alineatul 2 prim din codul audiovizual programe televizate ale postului televiziune Zvezda cu conținut informativ, informativ analitic, militar și politic, care nu sunt produsele în state membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada, precum și în statele care nu au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. Este de menționat că monitorizarea activității distribuitorilor de serviciu Spice Media a fost efectuată atât la sediul instituției, cât și la un abonat al întreprinderii respective. Pentru confirmarea faptului că actul de monitorizare privind respectarea cerințelor legislației din domeniu comunicații audiovizuale din 24 mai 2018 a fost întocmită la domiciliul unui abonat al Spice Media, angajații CCA au făcut o fotocopie de pe ordinul de plată a serviciilor prestate de către Spice Media. Totodată este de specificat că rezultatele monitorizării au fost supuse examinării în cadrul ședinței publice din 21 iunie 2018. Membrii CCA prin consens au decis amânarea examinării chestiunii pentru următoarea ședință publică. În baza cererii fără număr din 20 iunie 2018 administratorului Spice Media, Teodor Doagă. Atâta. Vreau să menționez că administratorul a fost telefonat ieri și dumnealui a spus că este peste hotare și nu poate veni la ședință. Pentru aceste detalii. Stimați colegi, deci fac un recurs, vă amintesc. Deci în ședința din 20 iunie noi am fost puși în fața faptului împlinit să satisfacem, așa cum este procedura și cutuma respectivă, cererea din 20 iunie a administratorului Spice Media Teodor Doagă, prin care dumnealui a solicitat amânarea examinării acestei chestiuni și vă aduc aminte că noi prin consens am decis să contramandăm examinarea acestui subiect pentru ședința următoare, ceea ce facem astăzi. Deci lucrurile din punctul meu de vedere sunt clare, este vorba de încălcarea prevederilor articolului 9 alineatul 2 prim din codul audiovizual și respectivul post de televiziune prin programele îndeosebi cele cu caracter militar aduce atingerea anume acestei prevederi legale și unicul lucru ce îmi rămâne să vă întreb, să ne consultăm, este mărimea amenzii, fiindcă amenda pentru prima abatere este cifrată de la 40 la 70 de mii de lei și care sunt propunerile dumneavoastră? Minim la 40 de mii. Stimați colegi, atunci voi spune votului. Vă rog, doamnă. Nu descurează așa impresia cu unii distribuitori de servicii. Nu citesc legea. Citesc unele multe modificări, pentru că mie mi se pare cumva că din propria lor neglijență ei admit astfel de, da, încasează astfel de sancțiuni, că e foarte greu să ridici mâna pentru astfel, dar eu am impresia că ei nu știu legea. Ori altfel nu pot să-mi explic de ce un post de televiziune
Acești senzații o am și eu, chiar nu pot, e un paradox, nu pot înțelege, fiindcă într-adevăr procedura noi am respectat-o. Au fost informați în momentul în care i-am vizitat, i-am atenționat în privința acestor, plus în momentul în care depui o scrisoare privind amânarea, vii cu anumite argumente sau măcar te prezinți. Aș fi vrut să aflu poziția dumnealui. Am impresia că această indiferență sau această crasă, nu pot să o cataloghez decât vă dau dreptate. Indiferență sau necunoaștere sau lipsă de a cunoaște, mai bine zis. Bine, eu regret, sigur că nu ne creează niciun fel de satisfacție, ba mai mult, aceste decizii se iau ținând cont și de faptul că e un impediment în desfășurarea ulterioară. Apropiat, vor fi niște controle repetate și nu de domnul, dacă se va depista în continuare că situația nu a fost remediată, va trebui să aplicăm amenda graduală care urmează, respectiv doamna Cojocară. Ca să nu apară astfel de situații, că nu am știut că s-a modificat legea, deci noi am transmis scrisori, ba chiar am anexat și lista țărilor. Da, deci nu aveau de unde. Nu suntem la o săptămână sau la două săptămâni de când a intrat în vigoare aceste prevederi. Noi deja avem jumătate de an. Și eforturile din partea noastră, asta și vreau să vă asigur, noi am făcut, am pus și pe site, am expediat și scrisori cu aceste liste ca să fie clar ce înseamnă asemnat, ratificat, este, noi, în cadrul întâlnirilor de asemenea am detaliat aceste aspecte. Nu-mi rămâne decât să-mi exprim regretul și să sper că în continuare radiodifuzorii vor ține cont cu strictețe și nu vor permite în activitatea lor asemenea derapaj. Stimați colegi, acestea fiind spuse, cine este de sancționat cu amendă în mărime de 40.000 de lei? Space Media SRL, fondatoarea studioului de televiziune omonim din satul Suslei, în raionul Ialoveni, conform dispoziției articolului 38 al 6 prim din codul audiovizual, pentru nerespectarea prevederilor articolului 9 al 2 prim din cod, rog să fătăm. Unanim, vă mulțumesc mult. Următorul subiect numărul 2 este cel care l-am inclus noi ca subiect suplimentar. Da. Pe data de 3.7.2018, în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului, a parvenit o plângere fără număr din 2.7.2018 din partea domnului Bungar Radu Fiodor, în care este specificat că Post Televiziune Prime a difuzat la data de 25.2.2018 emisiunea Vorbește Moldova, în cadrul care s-a vorbit despre oricare crimă comisă în comuna Puhăceni, raionul Anenii Noi. Peționarul mai susține că pe tot parcursul emisiunii a fost tratat ca pe un criminal într-o infracțiune la care nu are nicio legătură, invocând totodată că nu este o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă în acest sens. Bugaradu consideră că prin astfel de acțiuni i-au fost prejudiciate de drepturile și interesele personale, precum și a rudelor sale. În acest context, Bugaradu solicită Consiliul Coordonator al Vizualului să explice care au fost sursele provenite a informațiilor difuzate. În temeiul prevederilor articol 37 alineatul 3 litera C și în baza articol 40 alineatul 1 litera D din codul audiovizualului, Consiliul Coordonator al Vizualului a efectuat monitorizarea emisiunii Vorbește Moldova, difuzată de către Post Televiziune Prime la data de 25 februarie 2018. Iar rezultatele monitorizării au testat că Post Televiziune nu a comis derogări de la legislația audiovizuală în vigoare. Prin scrisoarea fără număr din 10.7.2018, General Media Group Corp, fondatoarea Post Televiziune Prime, consideră că plângerea domnului Bugaratul urmează a fi respinsă ca fiind depusă tardiv în conformitate cu prevederile articolului 15 alineatul 1 a legii cu privire la libertatea de exprimare, care stipulează persoana care se consideră defăimată poate solicita prin cererea prealabilă autorului informației și sau persoane juridice care a răspândit o rectificare sau dezmințirea informației defăimătoare. În acest sens, General Media Grup Corp face referință și la alineatul 2 al articolului 15, care prevede cererea prealabilă se depune în termen de 20 de zile de la data la care persoana aflat sau trebuie să afle despre informația defăimătoare. Referitor la emisiunea Vorbește Moldova, General Media Grup Corp susține că a fost relatată cu respectarea regulilor și standardelor profesionale. Astfel, în cadrul emisiunii nu s-a menționat numele peționarului și nici imaginea acestea nu a fost prezentată. Mulțumesc mult. Stimați colegi, dacă sunt către raportor inițial întrebări, dacă nu sunt, oferim cuvântul reprezentantului
postului de televiziune. Vă rog să vă prezentați. Și în scrisoare adresată către dumneavoastră, considerăm că această cerere urmează să fie respinsă, în primul rând tardiv, ulterior ne-am exprimat și asupra aspectelor. În tot parcursul misiunii nu a fost relatat numele pe numele, nu a fost arătată imaginea. În acest scop, considerăm că CICEAM urmează să decide asupra acestor parte. Mulțumim pentru intervenția noastră. Dacă către doamnă aveți întrebări, stimați colegi. Stimați colegi, motivele invocate și în scrisoarea postului vizat, dar și expertiza pe care a făcut-o colegii noștri, într-adevăr, mă determin regulamentar să pun la vot propunerea de a respinge această plângere, ceea ce voi și face în continuare. Stimați colegi, cine este de a respinge plângerea fără număr din 2 iulie curent, parvenită din partea domnului Buga Radu Fiodor, rog să votăm. Unanim, vă mulțumesc mult. Doamna Mirjan, subiectul numărul 2. 3. Pe data de 31.05.2018 și 06.06.2018, în adresa Consiliului Coronator al Vizualului a parvenit sesizarea numărul 04/14/930 din 27.04.2018 și respectiv scrisoarea numărul 04/14/1196 din 31.05.2018. Avocatul poporului pentru protecția drepturilor copilului, prin care a fost sesizat pretinsul fapt de prelucrare ilegală a datelor cu caracter personal privind modul de colectare, răspândire și difuzare în mass media a înregistrărilor video care conțin date cu caracter personal privind minorii Streliuc. Astfel, în sesizare se menționează că postul de televiziune Publica TV și Canal 2, la data de 17 februarie 2018, au difuzat în cadrul buletinilor de știri subiectele cu titlul Răsturnare de situații în cazul fetiței din Drochia, care a fost plasată într-o casă de tip familial, copila era bătută și abuzată sexual și respectiv bătută și abuzată de frați. Iar postul de televiziune Prime și Canal 3, la data de 18 februarie 2018, au difuzat în cadrul buletinilor de știri subiectele cu titlul Șoc în cazul fetiței de 5 ani din raionul Drochia, care a fost plasat într-o casă de tip familial și ne-a abuzat sexual micuța și informații tulburătoare în cazul copilului din raionul Drochia, fetița de 5 ani ar fi fost bătută și abuzată de către frații mai mari, care conține date cu caracter personal, cum ar fi detaliile cu privire la părinții, rudele, domiciliu minorilor, care fac cu ca presupusă victimă minoră și abuzatorii, care se pretind că sunt frații minori, de altfel, acestea să devină subiect identificabil cu ușurință. În acest context, precum și în temei articol 19 alineatul 1, articol 20 alineatul 1 litera A, alineatul 2 litera A și B și alineatul 3 din legea privind protecția datelor cu caracter personal și în temei articol 37 alineatul 3 litera B din codul vizualului, CNPDCP, solicită inițierea monitorizării pe cazul Streliuc a postului de televiziune Prime, Publica TV, Canal 2 și Canal 3. În temei prevederilor articol 37 alineatul 3 litera B și în baza articol 40 alineatul 1 litera D din codul vizualului, Consiliul Coronator al Vizualului a efectuat cu privire la respectarea dreptului și protecției copilului în programele audiovizuale. Totodată, posturile de televiziune Prime, Canal 3, Canal 2 și Publica TV nu au respectat recomandarea prevăzută în punctul 2 din decizia CICEA numărul 196 din 23.12.2014. Prin scrisoarea fără număr din 10.07.2018, General Media Group Corp, fondatoare post televiziune Prime și Publica TV, menționează că subiectele la care se fac trimitere în sesizare difuzată la data de 17 februarie 2018
au fost tratate într-o manieră corectă și echilibrată, care aveau drept scop apărarea drepturilor minorului. Mai mult ca atât, General Media Group Corp susține că subiectul răsturnat de situație în cazul fetiței din Drochea, care a fost plasată într-o casă de tip familiar, copila era bătută și abuzată sexual de frați, a fost realizată în spiritul respectării și apărării dreptul copilor și urmează a fi examinată drept în cazul agresiunii și maltratării minorului, în cazul dat adresat organelor de drept, organizațiilor obștești, administrații publice locale pentru protecția copilului. Totodată, General Media Group Corp susține că anume tema violenței față de copii este una actuală, problema aceasta rămâne gravă pentru societatea noastră și abordarea subiectului, mai ales în presă, este necesar. General Media Group Corp consideră că trebuie constatat cu titlul de principiu că drepturile și interesele copilului prevalează față de argumentele invocate de petiționar și de avocatul poporului pentru protecția dreptului copilului. De asemenea, contestă afirmațiile precum că au fost preluate ilegal datele difuzate, deoarece afirmațiile sunt lipsite de suport probator. Mai mult, General Media Group Corp susține că șeful direcției asistență socială relatează detaliat căror abuzuri a fost supusă minora, totodată imaginea victimei nori difuzate în reportaj sunt blurate, astfel creează impedimente la identificarea persoanelor din imagine. În contextul celor expuse, General Media Group Corp roagă respectuos Consiliul să resping sesizarea Centrului Național pentru protecția datelor cu caracter personal a Republicii Moldova ca nefondată. Mulțumesc mult către doamna raportor, dacă sunt întrebări, stimați colegi. Vă rog, doamna Curne. Eu am o propunere, pentru că eu consider foarte grav faptul chiar și că în sesizarea care a pervenit la Consiliu că este dat prenumele minorilor și consider că trebuie exclus obligatoriu din proiectul de decizie și raionul, ok, este, dar chiar satul să fie dat, consider că trebuie să excluse din proiectul de decizie. Și numele de familie? Obligatoriu. Da, pentru că... Da, sigur, mai... Pentru că dumnealor în sesizare au inclus chestia asta, consider că nu trebuie să fie public. Da, au venit la noi și mai ales că în sesizarea aveți dreptate, în sesizarea depusă care am primit-o noi, vedeți că jos există o atenționare prin care se menționează că documentul conține date cu caracter personal, ei oricum s-au asigurat. Exact. Dar noi deja, în decizia noastră, sigur că lucrurile astea trebuie să le omitim, bine? Da. Să încercăm să dezbatem cazul fără a duce atingere, fiindcă vrând să facem lumină în acest caz, ar putea noi însăși să devenim complici la o chestiune prin care nu respectăm aceste prevederi în ceea ce vizează datele cu caracter personal. Revenim la discuția pe fond. Am înțeles neapărat asta să țină cont pentru pregătirea deciziei care va fi semnată urmarea a dezbatelor și a votului de la, din această ședință. Oferim cuvântul doamnei reprezentant, vă rog. Da, totodată considerăm că sancționarea postului de televiziune în urma difuzării acestora nu o consider că ar ajuta cu ceva sau ar soluționa problema copilului minor. Ori organele competente în acest caz ar fi trebuit să se sesizeze și să intervină situația dată, nu să găsească presupuși persoanele vinovate în asemenea cazuri. Acest gen de reportaj a fost unul primordial pentru noi. Scopul lor a fost întotdeauna apărarea drepturilor copiilor minori și a victimelor. General Media Group Corp consideră că a acționat într-o manieră corectă la redarea acestui reportaj. Totodată, deja rămâne la decizia dumneavoastră să considerați că a fost corect sau nu. General Media Group Corp ține cont deja de decizia Consiliului Coordonator. Mulțumesc mult, argumente, luați loc, vă rog, mulțumesc mult pentru sinceritate și pentru exprimarea acestei opinii deloc voalat, într-o manieră deschisă. Vreau să vă spun că, în primul rând, senzația și impresia mea, care devine una certă, este că asemenea subiecte sunt dincolo de sensibilitatea aferentă pe care o posedă. Țin totuși de faptul de a prezenta opinii publice și de a nu trece cu vederea că asemenea cazuri există. Și atunci vă imaginați, aidoma unei intervenții chirurgicale profunde, este foarte, foarte complicat ca prezentarea acestui caz de rezonanță și care într-adevăr și-a propus ca intenție pozitivă să
reflecte o situație tragică, dar în același timp să atenționeze cu asemenea probleme există, poate fi deci susceptibilă de încălcare anumitor drepturi care ar leza demnitatea copiilor. Unicul reproș pe care îl pot face autorilor acestui reportaj este că s-a lucrat cu prea puțin acuratețe în ceea ce vizează indicii. Deci anumiți indici care pot lesne, deci decodifica sau ajunge la deci identitatea, numele, aici poate ar fi trebuit. În afară de acest lucru, reportajul este într-adevăr unul realizat profesionist, este unul care arată că există o asemenea situație și senzația mea până la urmă este totuși că s-a pornit de la buna cuviință că drepturile și interesele copilului trebuie să fie cele care prevalează. Nu știu, este foarte greu să mă pronunț din acest punct de vedere. Eu totuși consider că s-a încercat pe cât a fost posibil, ca într-adevăr să nu se aducă atingere drepturilor copilului, nu știu pe cât acest lucru s-a reușit și într-adevăr ar fi trebuit din partea postului de televiziune poate o acuratețe mai mare în ceea ce vizează protejarea acestor date, fiindcă noi știm că indicii respectiv ar trebui să fie cu desăvârșiri excluși, ca să nu poată fi identificată persoana sau prin deducții sau prin alte modalități deconspirate anumite chestiuni care țin de identitate. Dar aștept, stimați colegi, și opiniile dumneavoastră. Doamna Barbalatoră. Este lesă de înțeles că asemenea cazuri urmează oricum a fi mediatizat. Noi trăim într-o societate și trebuie să fim la curenți cu toate evenimentele. În același timp, eu aș face referire la cadrul normativ care a fost citat, legea cu privire la protecția copilului asupra împotriva impactului negativ al informației și articolul 7, decizie CCA 99, în care se indică foarte expres, fac excepții situații în care jurnalistul acționează cu acordul părinților, în parentez tutorilor, curatorilor, în interesul superior al copilului. Pe de-o parte, noi avem o situație că datele care se presupun că au fost date și anume au fost prezentate fața tatălui și satul, dacă nu mă înșel. Pe de altă parte, copilul nu a fost prezentat. Mai mult ca atât, au fost recepționate și au fost intervievați persoane care responsabili nemijlocit din sectorul social, responsabili de familiile vulnerabile. Și încă o situație, în momentul în care părintele vorbește, n-ai cum spui că există sau nu există acordul acesta. Și aici intervine această excepție care, într-o anumită măsură, acoperă culpabilitatea postului. Eu înțeleg intenția pe care ați avut-o dumneavoastră și, într-adevăr, aceste cazuri trebuie să fie mediatizate, dar ele trebuie să fie mediatizate foarte atent. Ori noi am mai avut situații când copiii au fost în situații defavorabile și s-au mediatizat, dar trebuie să ne gândim la cum se simte acel copil când vede acest reportaj despre el sau cum se simt. Pentru că noi vorbim despre o localitate foarte mică și atunci când ai văzut părintele, înseamnă că știi cine sunt acei doi feciori care se presupune că ar fi abuzat de această fetiță și cine este fetița asta și ea are 5 anișori, ea tot merge la o grădiniță, ea tot iese în localitate. Adică faptul că dumneavoastră l-ați prezentat pe tatăl copilului, cumva este ușor de identificat despre cine este vorba. Poate că în situația asta este cazul să discutați cu el, dar nu știu, faceți planul din spate, cumva există soluții astfel încât noi să nu admitem faptul că cineva ar putea identifica această persoană. 2. Eu vă rog foarte mult, atrageți atenție la titlurile pe știrii pe care le dați. Ori nu este cazul să facem senzațional din drama unui copil. Șoc, răsturnare de situații, detalii nu știu care. Haideți să încercăm toți de comun acord, cu eforturile noastre comune, ca să evităm aceste situații și, într-adevăr, reportajele și reflectarea acestor situații dramatice să fie de așa manieră în care ele
nu să mai mult să facă rău la acești copii sau familii sau altor, dar să fie o lecție, pentru mine este foarte greu chiar și să vorbesc, pentru că este o situație dramatică și cred că nimeni nu i-ar plăcea. Atunci când facem reportajul ăsta, trebuie să ne gândim și la acel copil, dacă noi am putea să fim în situația lui, și la părinți, și la alți oameni care îl înconjoară. Dumneavoastră ați admis încălcările care eu vă rog frumos fiți mai atenți pe viitor, pentru că noi am mai avut cazuri și când s-au atestat aceleași încălcări. Mulțumesc! Eu am vrut să precizez despre faptul că legea foarte expres privede în afară de aceasta. Deci, în reportaj s-a spus că a fost abuzat, dar metodele, cum, forma nu au fost identificate. Ori legea în cazul respectiv spune conotații negative în care dacă avea să fie descris mecanismele, metodele, cum au fost, cum s-a proces, cum a avut loc acest abuz, poate da, dar în momentul în care ele doar au fost trecute pe palier și n-au fost descrise, în momentul în care vorbește tatăl, dar nu este prezentat nici de cum minorul. Eu nu cred și nu văd de ce un post nu ar trebui să scoată în evidență problemele care există în societate. Da, problema este că trebuie maniera și... Doamnă Barbulat, dar simplu fapt că se spune că acești copii ar fi abuzat-o, ei tot ies în societate. Noi nu putem să învinuim că nu există ce. De asta trebuie să fim atenți. Până la urmă și copiii aceștia și ei sunt victime. Și exact, cei care au abuzat. Ei sunt victime. Nu trebuie să descrie acolo. Am înțeles. Doamna Braga, vă rog. Că în societatea noastră există așa fenomene și sunt, într-adevăr, nici cuvinte nu ai ce să zici. Este un subiect destul de sensibil și, într-adevăr, merită tratat cu atare. Să zic. Și, nu știu, poate ar fi bine că la pregătirea astfel de reportaje să consultați diferiți experți care ar putea să vă dea sfaturi utile, exact. Cum să fie redate, în așa fel ca să nu fie afectați nici copiii care sunt în mijlocit în implicați și nici copiii asupra cărora aceste informații cu impact negativ. Mulțumesc. Colegi, eu aș vrea să recapitulez, dacă nimeni dorește să expună, să încerc să fac o retrospectivă. Senzația mea, cel puțin din forul interior care izvorăște, este că totuși, deci intenția respectivilor posturi de televiziune nu a fost de a prejudicia, deci, imaginea acestui copil și din ceea ce a fost reflectat și pus pe post s-a văzut o anumită compasiune, s-a văzut o anumit regret pentru ceea. Dincolo de titlu care aveți perfectă dreptate, pe undeva ține de acest sindrom jurnalistic, dacă nu de a șoca, de a prezenta senzațional, ori tocmai aici cred că, dar sigur nu era cazul. Eu fac o propunere dumneavoastră să vedeți dacă este adecvat sau nu. Mie mi se pare că ar trebui să ne rezumăm la o atenționare, dar foarte severă, o atenționare foarte strictă, fiindcă limită, deci am putea, există opinie din partea doamnei Barbalat că totuși nu s-a mers până într-acolo încât nu au fost respectate drepturile minorilor, există opinie că totuși derogările sunt evidente. Eu cred că ar trebui cu maximă asperitate, cu maximă, deci, seriozitate să atenționăm respectivele posturi de televiziune și alături de ele și celelalte posturi pentru neadmiterea pe viitor a unor motive care să conducă la această impresie că au fost prejudiciate drepturile și interesele copilului. Și, într-adevăr, propunerea colegii noastre, Tatiana Buraga, este una pertinentă. Poate ar trebui ca postul de televiziune în procesul de elaborare și de pregătire sau de montare, măcar, acestor reportaje să țină cont de impactul pe care îl vor avea aceste informații, nu numai din perspectiva decidatelor caracter personal, dar și a afectivității, a emotivității și în neapărat sancționarea unui sau altui post de televiziune. Din această cauză, dacă nu considerați cumva deplasată propunerea mea, o să rog să mă susțineți dacă este posibil să ne rezumăm la o atenționare cu maximă strictețe acestor posturi de televiziune pentru respectarea tuturor componentelor care vizează apărarea drepturilor și intereselor copilului atunci când sunt prezentate
informații și reportaje cu un caracter deosebit de deci sensibil și care mai ales aduc atingerii intereselor minorilor. Sunteți de acord, stimați colegi? Dar vă rog, doamna Curnic. Consider absolut necesar la seminariile zonale care urmează să aibă loc în următoarea perioadă să invităm un reprezentant al Centrului Național pentru Protecția Drepturilor cu caracter personal să le vorbească radiodifuzorilor cum este corect de relatat anumite subiecte și de păstrat în anonimat identitatea minorilor și nu doar a minorilor, că sunt diferite cazuri. Dumneavoastră aveți dreptate, fiindcă eu țin minte ce efect benefic anul trecut a avut intervenția unei invitate, îmi scapă numele, atunci când am vorbit despre prezentarea reportajelor în care sunt vizate actele de suicid. Da. Și eu vreau să vă spun că eu atest cu satisfacție că urmarea acestei intervenții, deci deja atunci când sunt prezentate, nu că, din păcate, regret, nu că au devenit mai puține cazuri de suicid, dar prezentarea acestor tentative sau cazuri de suicid deja este ambalată într-o modalitate de care, la care vă refereați și dumneavoastră, astfel încât să nu fie afectate atât componenta de date cu caracter personal, cât și prezentarea în culori șocante, în culori care sunt strigătoare la cer. Probabil este o scăpare și a noastră. Însă, finalmente, vreau să rog în cazul acesta concret, doamna Cipotaru, deci echipele de editori, echipele care lucrează cu, deci, asupra unor asemenea reportaje, acordați, vă rog frumos, o atenție deosebită ceea ce spunea colega noastră Olga Guțuțui, ca într-adevăr, în primul rând, știrile să nu poarte un caracter șocant. Eu înțeleg că sindromul și sângele clocotitor al jurnaliștilor se află în permanentă identificare a unor titluri care să atragă anumite telespectatori să butoneze sau să privească respectivă post de televiziune. Totuși nu este cazul. Dacă în cazul anumitor mondenități vă mai permiteți anumite lucruri, atunci când sunt vizați minori și mai ales cazuri în care este vorba de pedofilie, este vorba de abuz sexual, este vorba de o altă paletă vastă de lucruri grave de tot pentru societatea noastră, să fiți mai rezervați sau, în general, să încercați să evitați conotațiile stridente la asemenea subiecte. Și vă atenționăm cu maximă asperitate asupra faptului ca să vă străduiți pe undeva să acționați în detrimentul deci postului de televiziune, dacă știți că prin aceasta veți aduce un beneficiu protejării datelor caracter personal ale copilului. Să pierdeți dumneavoastră ca și imagine, să pierdeți dumneavoastră ca și audiență, dar să știți că v-ați făcut datoria în ceea ce vizează protejarea unor cazuri rezonabile cu caracter de violență maximă. Asta este rugămintea noastră. Stimați colegi, prin consens am adoptat această decizie, sperăm să fie cazuri cât mai puține, iar în eventualitatea în care vor fi, să fie tratate într-o manieră încât să nu există deci cazuistici care să ne fixeze la confluența între a adopta decizii de penalizare sau de atenționare. Deci atenționăm prin consens și trecem la următorul subiect care vizează activitatea CCA-ului în trimestrul 2 al anului curent, de asemenea doamna Merjan, vă rog. Propun spre atenția dumneavoastră raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Vizualului în trimestrul 2 al anului 2018. Consiliul Coordonator al Vizualului în trimestrul 2 al anului 2018 s-a convocat în 10 ședințe publice, în cadrul cărora a adoptat 79 de decizii. Pentru asigurarea transparenței în procesul decizional și activității instituției pe pagina web oficială, au fost publicate toate deciziile, precum și 10 comunicate de presă privind activitatea Consiliului în cadrul ședinței publice și alte 12 comunicate cu caracter informativ. În trimestrul 2 al anului 2018, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a eliberat 13 licențe de emisie, dintre care 3 pentru noi instituții audiovizuale, 3 prin cesiune, 7 prin prelungire de drept și 1 prin reperfectarea licenței de emisie. Ca rezultat al procedurii legale prevăzute de Codul Audiovizualului, CCA a declarat nevalabile 6 licențe de emisie, dintre acestea 5 prin cesiune și 1 prin reperfectarea licenței de emisie. Să vă întrerup și am să vă spun de ce, din considerentul că eu am discutat cu fiecare dintre colegii mei în parte și în momente de referință și raportul în totalitate, el reflectă într-adevăr o perioadă febrilă din activitatea noastră. Este vorba că în această perioadă au fost și alegeri locale noi din 20 mai 2018 și respectiv activitatea noastră a fost monitorizate serviciile de programe și a fost supus unui control strict activitatea instituțiilor audiovizuale privind respectarea legislației naționale în vigoare și
Acest raport va fi publicat pe pagina noastră web, îl cunoaștem foarte bine. Stimați colegi, vreau să vă urez ca și în continuare să lucrăm cu aceeași abnegație, fiindcă, vedeți, este o perioadă foarte mică, dar ca și consistență este una deosebit de majoră și de importantă. Dacă sunteți de acord, stimați colegi, eu voi supune votul pentru a aproba respectivul raport, fiindcă îl cunoaștem foarte bine și nu are rost să-l verbalizăm în totalitate, fiindcă o să ne ocupe foarte mult timp. Sunteți de acord, stimați colegi? Stimați colegi, cine este de aprobat raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul 2 al anului 2018? Rog să votăm. Unanim, vă mulțumesc. Stimați colegi, acesta a fost ultimul subiect inclus pe ordinea de zi a ședinței din 13 iulie de la ora 13. Ședința se declară închisă. Mulțumim tuturor pentru participare.